găsit, dragi prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Peștișorul de Aur. Să știți că noi am plecat cu peștișorul în vacanță și el ne-a părăsit, așadar noi trebuie să-l căutăm și să-l găsim ca să ne îndeplinească cele trei dorințe, pentru că așa ne-am obișnuit că peștișorul de aur ne îndeplinește trei dorințe. Suntem la mare, în stațiunea Olimp, la hotelul Belvedere, aici unde vă așteptăm și pe voi, dragii noștri, până când o să-l găsim pe năzdrăvanul peștișor și sper eu să se întâmple cât mai curând acest lucru. Noi am dat așa de veste în toată țara și astăzi am invitați de seamă alături de mine. Este vorba de trupa AS, da, ei dansează, sunt convinsă că îi cunoașteți, pregătiți de doamnele Mona Teodorescu și Aura Ghica și grupul vocal Melorit, pregătiți de doamna Elena Nicolai. Ei bine, ei sunt la mare pentru că sunt într-o tabără și am să vă spun eu și despre ce tabără este vorba. Este vorba despre o tabără a elevilor activi și merituoși, așa cum sunt invitații mei de astăzi, organizată de Primăria Municipiului București prin bunăvoința primarului general al Capitalei, domnul Sorin Oprescu. Este un lucru minunat pe care l-a făcut pentru acești copii, pentru că, după cum suntem noi obișnuiți, mai greu așa cu un premiu, un cadou, mai ales pentru copii bine pregătiți. Noi suntem obișnuiți numai să facem și premii mai puține. Așadar, domnul a făcut un lucru extraordinar și copiii cred că au fost foarte încântați de acest premiu, sau cum să-i spun, a fost o recompensă, nu? O recompensă pentru premiile pe care le-ați tot adus voi de-a lungul timpului. O să vorbim cu ei, o să aflăm de când s-au înființat ei ca trupă, de câți membri conține un grup, nu știu, și trupa AS și grupul Melorit, dar toate acestea puțin mai târziu, pentru că acum trebuie să ne desfășurăm și noi cele două rubrici permanente în emisiunea noastră. Eu o să vă invit alături de mine, v-am spus că aici este așa atmosfera mai liberă, veniți, haideți aici, pe tot spațiul acesta, pentru că eu am să aleg acum și voi veniți alături de mine. Cum, numai pe ei îi lăsați? Voi nu sunteți prieteni, nu sunteți împreună în tabără? Așa, haideți, ia să le facem noi cu mânuța telespectatorilor noștri, așa, le facem și cu mânuța să ne vadă că noi suntem aici la mare, ne distrăm, suntem bronzați, suntem frumoși și acum eu o să aleg repede un ajutor și un profesor de sport. Uite, ajutorul meu de astăzi o să fie, nu știu cum te cheamă, dar vii aici alături de mine și facem cunoștință. Cum te cheamă? Andreea, deci tu o să fii ajutorul meu de astăzi. Vrei să fii ajutorul meu de astăzi? Vrei să fii ajutorul meu de astăzi. Și profesor de sport o să fii tu. Ia vino aici alături de mine. Tu ești profesorul de sport. Ce zici de asta? Vrei să fii profesor de sport? Da. Și cum te cheamă pe tine? Monica. Monica, deci Monica și Andreea, da? Ajutorul meu și profesorul de sport de astăzi. Deci pe ea trebuie să o ascultați, pentru că ea o să facă mișcare cu voi. Tu, ca ajutor al meu, trebuie să stai pe lângă mine și sarcina ta este să împarți bulinele de pe măsuța peștișorului, da, acolo sunt bulinele, o să ți le arăt eu imediat și toată lumea va primi pe mânuță o bulină, da? Pentru că o să fie așa un semn al prieteniei noastre, da? Iar tu, Monica, pentru că tu ești profesorul de sport, trebuie să mergi în fața noastră acolo, uite, în fața noastră. Tu ai voie să stai cu spatele la camere, da? Și să te întorci așa. Perfect, este perfect așa. Iar noi să încercăm, pe spațiul acesta de care dispunem, să ne așezăm ca la o oră de educație fizică și sport. Știți voi cum stați așezați așa, cât mai liber, ca să putem să executăm mișcări de gimnastică, de încălzire, așa, cât mai ușoare, da, Monica, mișcările. Genoflexiuni, bătăi din palme, sărituri, cât mai distractiv și cât mai ușor, da? Să nu vă solicit foarte mult, că sunteți și voi în vacanță și noi suntem în vacanță cu peștișorul de aur. Și acum noi o să dăm drumul la o melodie, o să rog pe colegul meu de la Sune să ne pună o melodie frumoasă și foarte activă, iar noi să dăm star rubricii Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos. Yeah, 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 y
ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tranquila, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera GAN. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay Durupi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera. Y veo tu cuerpo, wow, 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 wow. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tra, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a hacer lo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente más no más. La forma que me mire su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuera ice. Pero se me pega bailándome inside. Tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, 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 wow. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Tra, tra, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Modo, 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 modo. Sai en la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Gotex, Miga Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. Ey, ven tranquila, déjate ir. Tranquila, tranquila. Aplauze pentru profesoara noastră de sport. Eu acum am să-i ofer și un premiu profesoarei noastre de sport. Uite, o să-i ofer o mingiuță din partea peștișorului. Uite, Monica, este pentru tine, pentru că ai făcut aici mișcare cu toată lumea și ajutorului meu de astăzi. Unde ești, Andreea? Andreea, aici ești. Uite, ție o să-ți ofer un colac, da? Știi să noți? Da. Știi să noți cu colacul, da? E, perfect atunci. Deci când se sparge acela, îl ai pe colacul de la peștișorul de aur și o să te descurci. Uite, aici am eu smiley de care ți-am spus mai devreme, bulinuțele. Și o să te rog pe mânuța fiecărui invitat al meu de astăzi să apară un smiley. Uite, eu mi-am pus un smiley cu ochelari, da? Aceasta este sarcina ta. Uite aici, te duci tu și le lipești pe mânuță la fiecare. Eu o să vă rog acum să mergeți pe scăunele, pe șezlonguri, pe unde vă găsiți un loc, da? Am făcut mișcare, ne tragem puțin sufletul și vă iau la un joc. O să ne jucăm ceva, da? Bine, uite, o să ne jucăm un joc cu cercuri, da? O să formăm două echipe. Fiecare echipă va fi formată din 3 membri. Uite, o să facem așa. O echipă de la asta și o echipă de la Melorit, ca să dăm așa o bătălie între muzică și dans, da? Să vedem noi cine câștigă. Ia să vedem, uite, șeful echipei de la AS o să fie, cine o să fie. Uite aici o fetiță. Ia că aflăm noi cum o cheamă. Cum te cheamă?
Ingrid, deci tu ții primul cer, că ai și dreptul să-ți alegi albastru sau verde. Albastru, ai ales albastru. Și de la Meloritm o să fie șef de echipă fetița pe care o cheamă Adriana. Adriana, tu ții cercul acesta, da? Ce trebuie voi să faceți, fetelor? Mergeți puțin mai în față cu cele două cercuri, da? Și îl țineți așa în lateral, ca să poată să treacă ceilalți membri ai echipei. Așa, e perfect. Da? Și la fiecare o să mai aleg eu încă doi, da? Că am spus că o echipă are trei membri. Uite, de la ASO o să fie fetița de aici și să aleg pe cineva și de pe șezlongul acela. Uite, prima fetiță, haide, vino aici alături de mine. Și facem, uite așa, mai în spate puțin. Fetelor, o să vă rog pe voi puțin mai în față cu cercurile, da? Așa, gata, ca să avem un traseu de parcurs. Și de la Meloritm încă doi membri. Tu și alegem și un băiat, vrei să te joci? Vrei să te joci, da? Ce trebuie voi să faceți? Stați în șirindian. Bine, știu că sunteți două persoane, atât. Noi să mai alegem încă o persoană pentru fiecare echipă? Da, hai să mai alegem câte o persoană. Uite tu, vii și tu, da? Așa, și aici mai vine și Alexandra? Alexandra, stai așa că ajutorul meu și-a intrat în drepturi și nu te-a lăsat să pleci până nu ai primit bulină. Fiecare dintre voi va primi o șăpcuță de pirat. Negru, da? Și la voi este roșu. Ce trebuie voi să faceți? Purtați șepcuța, parcurgeți traseul, adică vă duceți, treceți prin cer, dar cred că mai în față ar trebui voi să mergeți, mai în față puțin, da? Gata, acolo e perfect și noi mai în spate. Aici la scăunele, da? Ca să parcurgem și noi mai mult drum. Ne ducem, parcurgem traseul, trecem prin obstacol, adică prin cerc, ne întoarcem și predăm ștafeta, predăm băscuța mai departe, celuilalt. Și tot așa, da? Care echipă termină prima este echipa câștigătoare. Iar voi ceilalți puteți să faceți galerie, da? AS sau Melorit, ca să vedem cine câștigă. Păi, nu este normal? Sunteți pregătiți, dar să stați așa în dreptul cercurilor, ca să... Da? Gata. Sunteți pregătiți? Că eu dau startul. Dar stați așa, aici, în spate, da? Sunteți pregătiți? Aveți grijă să nu vă împiedicați. 3, 2, 1, start! Haideți, AS, Melorit! Hai, Melorit! Hai, AS! Și echipa câștigătoare este echipa Melorit! M-au câștigat cei de la Melorit! Fiecare dintre voi va primi o mingiuță, uite, o mingiuță, da? Le ofer celor patru membri ai echipei Melorit. Felicitări și celei care a ținut cercul. Și acum gata, luăm o pauză de la jocuri. Ne-am jucat așa de încălzire. Mai vreți să ne mai jucăm? Ne mai jucăm, dar după ce cântăm și dansăm, da? Gata, fetelor, vă mulțumesc. Puteți să aduceți cercurile aici. Și o să începem programul nostru artistic de astăzi cu Melorit, că tot sunt ei câștigătorii, nu? Vă invit aici alături de mine, pentru că am înțeles că prima piesă o să fie sunetul muzicii, da? Haideți că vă las așa să vă așezați voi puțin. Cu siguranță îi cunoașteți pe cei de la Melorit. Ei sunt pregătiți de către doamna Elena Nicolai și acum se află într-o tabără, tabăra elevilor activi și merituoși, organizată de Primăria Municipiului București. Prin bunăvoința primarului general al Capitalei, domnul Sorin Oprescu. Ei bine, acum să-i ascultăm pe cei de la Melorit cu piesa Sunetul Muzicii. Let's start at the very beginning. A very good place to start.
When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Mi, a name I call myself. Fa, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow soul. Ti, a drinking jam and bread. That will bring us back to Do. Oh, 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 Do. A deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Aplauze pentru grupul Melorit, pregătiți de doamna Elena Nicolai de la Palatul Național al Copiilor din București. Măi copii, voi sunteți foarte buni! Și mișcare, și foarte frumos ați cântat și m-ați surprins. Abia aștept să ascult și următoarele melodii, dar acum aș vrea să văd cum dansează și cei de la AS. Deși știu cum dansează, dar aș vrea să-i văd. Deci mergem pe scăunele noi, da? Așa. Și invităm în scenă, aici la Peștișorul de Aur, trupa de dans AS, copii pregătiți de doamna Mona Teodorescu și doamna Aura Ghica. Ei sunt tot de la Palatul Național al Copiilor din București și se află în aceeași tabără a elevilor activi și merituoși. Atunci, dragi copii, eu mă retrag pentru că eu nu le am cu dansul, nici cu muzica, să știți. Și vă las cu trupa AS și cu primul dans, Shadows. We'll be right back.
Shuffling. I'm shuffling. Wow! Nu mai pot să spun nimic. Cred că orice prezentare pe care aș face-o ar fi detronată de dansul vostru. Foarte frumos. Da, eu v-am văzut cei drept, dar nu v-am văzut live. Și nu știam așa care e atmosfera și cum sunteți, dar sunteți într-adevăr foarte, foarte buni. Acum mergeți puțin să vă trageți sufletul, să vă trageți puțin sufletul că ați obosit. Ați urmărit primul dans, Shadows, al trupei ASP, pregătiți de doamnele Mona Teodorescu și Aura Ghica. Iar acum o să facem un scurt joculeț, după care să mai cântăm, să mai dansăm ceva. Stați că am dărmat și cercurile, nu este nicio problemă, da? Gata! O să fie tot cam ce ne-am jucat cu cercurile, dar de data aceasta o să fie cu obstacole, cu trei obstacole, da? Nu un singur obstacol. Am să așez eu obstacolele, cam de aici, așa... Tot așa, între AS și Melorit, da? Nu vreți să vă amestec, nu? Nu, nu. Am înțeles. Deci, eu am așezat aceste obstacole. O trupă va fi, o echipă va fi formată din 3 membri, o echipă din 3 membri, da? Ce trebuie voi să faceți? Trebuie să mergeți mersul piticului printre aceste jaloane, da? Dar mersul piticului, eu nu pot să vă exemplific că nu am nici ținuta necesară, nici antrenamentul necesar pentru acest lucru, dar sunt convinsă că voi vă descurcați, nu? Voi vă descurcați. Uite, acum o să vină cineva care nu s-a mai jucat, da? Trebuie să aleg pe cineva care nu s-a jucat. Nu te-ai jucat? Nu te-ai jucat. Bine, atunci tu o să fii aici la trupa, șefă de trupă, da? De echipă. Cine nu s-a jucat de aici? Cine nu s-a jucat? Tu nu te-ai jucat? Și cine nu s-a mai jucat? Nici ea nu s-a jucat? Te-ai jucat? Bine, dacă te-ai jucat, atunci, uite, tu te-ai jucat? Nu te-ai jucat. Hai să te joci atunci, dacă nu te-ai jucat. Și ești la echipa celor de la Melorit? Pe cine? Cine mai vine? Vii? Haide, vii să te joci? Haide, nu-ți fie rușine, hai! Ia auzi, hai, Andrei! Hai, Andrei! Hai, Andrei, n-ai scăpare! Și tu? Bianca. Și Bianca. Deci v-am spus ce trebuie să faceți. Să mergeți, dar mersul piticului.
Și haide să facem tot cu predarea. Uite, predăm ștafeta, predăm mingiuțele acestea, da? Din mână în mână, ca să fie puțin mai greu. Un membru al echipei, un membru, da? La fel, facem galerie pentru As sau pentru Melorit. Cine știe, poate cei de la As țin cu Melorit, nu? Sau nu? Nu-i așa? Voi țineți cu As, nu? Păi Melorit ține cu As, atunci As poate să țină cu Melorit? Cu siguranță, sunt convinsă. Îmi spuneți când sunteți pregătiți și dăm startul, da? Mersul piticului. Așa, dar fără mâini la spate, că cred că o să fie mai complicat, da? Sunteți pregătiți? Haideți! 3! Stați așa să dau startul, cum? Mă fură aici puțin la drum. 3, 2, 1, start! Trebuie să ocoliți, da? Haideți, repede, repede! Și să vedem noi cine câștigă, păi și galeria! Și câștigătoare este trupa asta. Cei de la As au câștigat de data aceasta. Am să vă ofer câte un premiu. Uite, o găletușă pentru nisip, da? Sunteți prea mari pentru așa ceva? Nu. Nu sunteți prea mari pentru așa ceva. Vă mai jucați. Îmi dați mingiuțele înapoi, că cine știe, poate ne mai jucăm sau le dăm la un alt premiu, da? Și acum mai ascultăm o melodie, ceva, nu? Și ajutorul meu de astăzi unde este? Să strângă obstacolele. Deci, Andreea, aici erai. Andreea, m-a ajuns să strângem obstacolele? Haide, repede, repede. Gata, le-am strâns. Uite, așa să fie toate. Și le pui tu pe măsuța peștișorului. Iar eu acum îi invit alături de mine pe cei de la Melorit cu următoarea piesă. Următoarea piesă fiind La Mia Musica, muzica. Ei sunt pregătiți de doamna Elena Nicolai și sunt membri ai Palatului Național al Copiilor din București. Deci avem invitați de seamă astăzi. Îi aplaudăm puțin, să le oferim puțin curaj, deși n-au nevoie. Așa. Foarte frumos. Să ascultăm piesa La Mia Musica. E torni indietro con il tempo, 30 anni e più son già del vento, un pianoforte, un po' d'amore, è una grandona dentro il cuore, lo so che hai ragione tu. Lo so che ti trascuro un po' e che ti lascio troppo sola per la mia musica che vola. Adesso la mia musica fa sol la sol fa mi re do. Melodia nel cuore dell'anima musica. Con il tempo, 16 anni già del vento, ricordi treno la stazione, il primo amore che emozione, la stessa età, la stessa scuola, sei la più bella, sei la sola. Con il tempo, 6 anni sono già del vento e mangio musica e fritte.
padre con la tromba in mano. Mia madre ascolta piano piano. Da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare. Auzi încă o dată pentru grupul Meloritm. Acum eu vă invit pe scăunele. Haideți că am învățat mișcarea. O melodie, un dans, un joc, nu? Hai că e frumos așa. Acum vă invit pe voi. Să vă invit pe voi. Da? Bine, vă invit pe voi atunci. Invit în scenă trupa AS, care ne va dansa trandafir. Ia să vedem noi cum este dansul acesta. Cine știe, poate o să învăț și eu să dansez până plec de aici, nu? Dacă tot am venit să-l caut pe peștișorul de aur, poate învăț să și dansez. Sperăm, dragule peștișor, să vii, să te întorci la noi, să mergem în Buzău cu tine înapoi acasă. Dar până atunci eu sunt foarte încântată că îi avem pe cei de la AS și de la Meloritm alături de noi, copiii de la Palatul Național al Copiilor din București. Să-i urmărim pe cei din trupa de dans AS. We'll be right back.
foarte frumos, fetelor. Aplauze pentru azi încă o dată. O să le cunoașteți și pe doamnele celor de la azi, dar și pe doamna celor de la grupul vocal Melorit. Asta puțin mai târziu, pentru că acum ar trebui să mai oferim câteva premii. Zic eu că ar trebui să mai oferim câteva premii, dar să ne gândim noi ce joc să mai facem. Că așa celelalte jocuri ar implica mai mult timp și nu prea avem timp la dispoziție. Dar haideți să vedem așa rapid. Uite, o să ne jucăm mai mulți de data aceasta, da? 5 dintr-un pas, da? 5. Cine nu s-a jucat niciodată? Niciodată. Haideți, fetele mari, auziți, 5 fetele mari, gata. S-a stabilit cine vine. Haideți, fetelor, 2, 4, 5. Și acum nu o să mai fie pe echipe, o să vedeți. Și aici, 5. 5, repede, vă organizați voi. Cine vine alături de mine? 5. Haideți. 5, gata, avem 5. 2, 4, 5, gata. Ce trebuie să faceți? Am nevoie de un membru de la Melorit, da? Cine e mai înalt? Tu ești cel mai înalt, nu? Tu ești cel mai înalt, cred, da. Tu ești și... Vai, voi sunteți așa, una și aceeași. Uite, o să vii tu. Deci, voi sunteți pescari, iar ceilalți sunt pești. Înțelegeți? Acum, ce trebuie voi să faci? O să ne jucăm peștele și pescarii, ca să înțelegeți despre ce joc este vorba. Deci, pescarii trebuie să prindă pești. O să aveți o plasă. Cum facem plasa? Tu aici, tu în partea aceasta și întindem mânuțele. Și cealaltă. Avem o plasă, nu aici. E o plasă în care trebuie să prindem peștișorii. Peștișorii noștri sunt foarte activi și înoată în mare. Noi nu avem tocmai mare aici, dar putem să ne imaginăm că ne aflăm în mare. Deci, noi ne strângem toți, da? Toți așa, grup. Gata, de data aceasta nu mai e A sau Melorim, e individual. Ne purtăm fiecare de grijă, fiecare poate să câștige, păi nu? Și ne punem de acord asupra unui număr, de la 1 până la 10, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fără ca cei doi pescari să cunoască numărul. Noi ne strângem așa într-un grup și spunem un număr acolo și toată lumea știe, da? Pescarii noștri țin plasa deschisă, da? Adică mânuțele sus. Și eu o să număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Eu să-ți puțin, cred că... Nu, peștii nu trebuiau să știe numărul. Haideți că am încurcat jocul. Nu stabiliți voi numărul, ei stabilez numărul, da? Haideți că nu mai m-am jucat de mult și am uitat. Voi stabiliți un număr, da? De la 1 până la 10. Voi nu trebuie să-l știți. Și să știți că nu o să fie același număr pe care l-ați ales voi. Voi stabiliți un număr și eu număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Când se ajunge la numărul pe care voi l-ați stabilit, lăsăm plasa în jos și prindem pește aici, da? Pentru asta voi trebuie să stați cât mai la distanță ca să prindem cât mai mult pești. Voi ați stabilit numărul de la 1 până la 10. Așa, l-ați stabilit din privire, așa cum l-ați stabilit. Am înțeles, gata. Și noi suntem activi, da? Și notăm repede, repede. Și ne ducem așa toți grămadă ca să nu fim prinși. Haide, deci nu în șir indian, toți așa înnotăm. Și... intrăm în partea cealaltă a mării, ieșim din partea cealaltă a mării, ați înțeles? Cât mai multe ture. Și cine o să fie prins, asta este. Uite, o să facem un joc de probă, să vedem dacă ne iese sau nu, dacă ați înțeles ce am explicat. Că eu am explicat așa, cam haotic și nu cred că ați înțeles mare lucru. Ați stabilit numărul, eu o să zic star, colegul nostru de la sunet o să ne pună melodii frumoase și noi notăm. 3, 2, 1, start! Haideți, repede, repede, notați, notați. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Și le prindeam pe cele două, da? Le prindeam pe cele două, dar pentru că este un joc de probă, nu le-am prins pe cele două. Dar așa ca idee să știți despre ce este vorba. Și acum începem jocul pe bune. Cei care sunt prinși, peștișorii, devin pescari la rândul lor, da? Și o să mărim cercul, cât mai mare, cât mai mare. Înțelegeți?
și o să rămână un singur câștigător sau niciunul sau mai mulți. Suntem pregătiți, da? 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5! Și le-am prins pe cele două, ce să le facem? Ele au scăpat așa, dar noi spunem că le-am prins, da? Gata, acum avem 4 pescători. Voi veniți în partea aceasta, înapoi. Și acum vă puneți voi de comun acord la asupra unui număr, da? Pentru că cum sunteți mai mulți. Și voi intrați, ieșiți, dar să știți că eu am auzit numărul, e 7. Cum adică să fie 7? E 7, nu? Ba da, 7. Eu zic că e 7. Ia să vedeți voi că e 7, să vă feriți de numărul 7. Și acum intrați pe o parte, ieșiți pe cealaltă, în toate direcțiile, da? Că avem plasa mai mare. 3, 2, 1, start! Și intrăm iar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Și am mai prins un peștișor și a devenit și el pescar. Voi vă puteți strânge așa când vă stabiliți numărul, ca să nu-l audem noi, peștișorii de aici. Sperăm să se întoarcă și peștișorul nostru de aur, pentru că l-am pierdut și sperăm să vină la noi. Dragă peștișorule, să te întorci la noi. Sunteți pregătiți? Aveți grijă, da? Să nu vă accidentați. Voi puteți să veniți acum mai pe centru aici. E perfect așa. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3! Și am mai prins un peștișor! Și mai avem 4 peștișori și o să terminăm jocul și o să aflăm cine este câștigătorul. Stați așa că acum nu o să mai fiți niciunul dintre voi peștișori. Eu zic că vă prinde pe toți. Nu vă prinde? Bine. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 4! Și mai avem 3 peștișori, 3 peștișori pe care așteptăm să-i prindem. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3! Și lupta se dă între... Silvia, Julia. Mă, cum ați făcut voi că tot la azi și melorit m-am ajuns? Că tot bătălia între voi se dă. 3, 2, 1, start! 1! Yeah! Și a câștigat și de data aceasta, azi, da? Acum, uite, o să-ți ofer un premiu, o să-ți ofer o mingiuță de plajă, da? De plajă, cred că e, da? De plajă. Felicitări! Și acum mai cântăm ceva? Mai cântăm ceva... Ia să vedem noi ce mai cântăm alături de grupul vocal Melorit. Cântăm Aleluia. Aleluia cântăm, da, Aleluia. Cei de la Melorit sunt pregătiți de către doamna Elena Nicolai și sunt de la Palatul Național al Copiilor din București. Și astăzi avem onoarea să-i avem alături de noi în emisiunea Peștișorul de Aur. Eu mă retrag și să-i ascultăm pe cei de la Melorit. Luna căzută în puț, sau să dai unui om necășit un bănuț. Oricine poate visa, poate să spere. Dacă sufletul tău stă de veche, Iisus, în nimic mult prea greu și nici cerul prea sus. Bine și rău te încearcă să știi deopotrivă.
Dat aplauze pentru grupul vocal Melorib, pe care îi cunoașteți cu toții. Și astăzi sunt chiar la emisiunea Peștișorul de Aur. Ce noroc pe capul meu cu atâția copii și cu minți și frumoși și talentați și deștepți, nu? Așa este. Și acum dansăm. Și invit pe cei de la trupa de dans AS alături de mine, da? Cu un nou dans, Trouble. Haideți, veniți alături de mine, ce faceți? A, să nu-mi ziceți că v-ați plictisit. V-ați plictisit? Nu v-ați plictisit, cum să vă plictisiți? E frumos aici la Peștișorul de Aur. Să urmărim trupa de dans AS. I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next to me. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see. Now I see. Now I see. He was long gone when he met. Yeah.
sleeping in. That you never loved me, or her, or anyone, or anything, yeah. Auzi încă o dată pentru trupa de dans azi. Noi acum trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de grupul Melorit și trupa de dans azi. Publicitate. Am revenit din pauza publicitară, suntem din nou în direct la emisiunea Peștișorul de Aur și astăzi am invitație extraordinare alături de mine. Chiar îmi spuneau colegii mei, n-ai visat în viața ta să ai așa ceva la emisiune. Ei, deci ne-am scos cu emisiunea aceasta, pentru că astăzi îi avem alături de noi pe cei din trupa de dans AS și pe cei de la grupul vocal Melorit. Ei sunt membri ai Palatului Național al Copiilor din București și se află în tabăra elevilor activi și meritoși organizată de Primăria Municipiului București prin bunăvoința primarului general al Capitalei, domnul Sorin Oprescu. A făcut un lucru minunat pentru acești copii și pentru câteva discuții le am alături de mine pe doamnele Mona Teodorescu și Elena Nicolai. Am aici și un microfon. Se pare că sunteți foarte iubite. Am să vin eu așa la mijloc, da? Vă ofer dumneavoastră un microfon și aici vorbim la același microfon, da? Ne înțelegem, împărțim același microfon. În primul rând, vă mulțumesc extraordinar de mult că ați venit la noi în emisiune și că... noi vă mulțumim. Și că v-ați sacrificat așa din timpul liber, pentru că am înțeles că sunteți în vacanță și nici aici nu ați scăpat de muncă și ați dat peste noi. Și v-aș mai aștepta în emisiunile noastre dacă am avea ocazia să colaborăm. Distanța nu e foarte mare, de la Buzău la București nu e foarte mult drum, deci am putea să mai facem emisiuni și să nu mai râdă colegii mei că doar această emisiune o să fie bună. Și următoarele ori să fie bune, pentru că eu mă împrietenesc cu doamnele și o să mai vină la noi, o să vină la noi la Buzău. Venim cu mare drag. Așa este. Da. În primul rând, voiam să vă întreb de unde numele celor două trupe, de când au fost înființate cele două trupe, nu știu, așa, discuții libere, da? Despre cele Elena două prima. Trupe. Dumneavoastră trebuie să începeți, auziți. Deci dumneavoastră începeți prima. Numele nostru este Melorit, ceea ce înseamnă muzică și dans. Noi asta facem, cântăm și dansăm și de aceea ne numim Melorit. Iar suntem înființați din anul 1979, deci de 36 de ani există trupa Melorit. E adevărat că vârsta mea nu atât de înaintată presupune faptul că nu eu am fost la început. Eu sunt doar de 13 ani de zile la conducerea Meloritmului. Muncim cu drag, ne place ceea ce facem și suntem un pic cam prea puțin ascultători. Ar trebui să fim un pic de tot mai ascultători. Sperăm să îndreptăm defectele. Nu, sunt foarte ascultători. Sunt foarte ascultători. Să știți, chiar sunteți prea ascultători.
Eu sunt obișnuită așa cu o emisiune nu foarte formală și la noi toată lumea este liberă, copiii se simt bine, se distrează și am zis dacă tot veniți și ne oferiți momente artistice, totuși să avem și puțină libertate și să mai facem un joc, să mai facem și ceva distractiv. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați adus aici, pentru că ne-ați oferit plăcerea de a fi alături de dumneavoastră, pentru că asta e meseria noastră, să cântăm și să fim pe placul celor care vor să ne vizioneze. Mulțumim foarte mult! Și aș vrea să vă întreb câți membri are grupul vocal Melorit. Aici la mare suntem doar 28, dar în București sunt vreo 150. 150. Nici nu avem loc la Buzău să vă primim cu toți cei 150. N-am venit cu 150, doar ba cu da, 30, glumim, cam așa. Avem loc să vă primim, am glumit. Cu siguranță am avea loc pentru toți. Eu tot încerc aici să ne prietenim, să mai veniți la noi, să mai avem emisiuni frumoase. Cu drag, ne-ar face plăcere dacă și ei sunt disponibili în vacanță, poate... Poate facem o vizită. Întâlnim. Așa este. Dumneavoastră, cum de ați ajuns să le fiți profesoară lor? Întâmplarea face că mama o știe pe doamna profesoară Lăcrămioara Mitroaica, cea care a fost înainte la conducerea Meloritmului, dânsa vroia să iasă la pensie, eu eram în căutarea unui post și așa ne-am potrivit. E adevărat, am dat niște examene, adică nu am fost... pur și simplu la conducerea formației. A trebuit să fac examene ca că sunt pregătită și așa a fost. Și a fost foarte frumos, nu? Mulțumesc! Cu ce vă mândriți? Cu ce vă mândriți? Știu că cred că ne-ar trebui vreo 2-3 zile să ne povestiți, dar așa, cele mai importante, sau nu cele mai importante, de cele care vă amintiți acum, pentru că e destul de greu să... Cel mai important trofeu al nostru a fost la San Remo, unde am fost la școlile de muzică și au câștigat trofeu în 2003, deci când am venit la conducere atunci am avut un mare succes. De curând ne-am întors de la Milano, pentru că am fost la expoziția mondială de acolo, am fost tocmai la un festival la Iași acum săptămâna trecută. Muncim și participăm la festivaluri sau concursuri sau expoziții internaționale la care am putea să prestăm evoluția noastră. Și acum și la Peștișorul de Aur. Bineînțeles, cu drag. Bineînțeles. Cu drag. Eu vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim mult de tot. Să mai ne vizitați. O să dea Dumnezeu cu mare plăcere. Distracție plăcută în continuare în tabără. Mulțumim și frumos. Și acum o să iau eu microfonul să vorbim și cu doamna Mona, da? Cu Mona. Doamna Mona, doamna celor... celor de la trupa de dans AS, da? De unde AS? AS de la Aura și Sergiu, este numele părinților mei, Aura Ghica și Sergiu Ghica, cei care au înființat această trupă. Noi chiar în luna mai acum am sărbătorit 40 de ani de activitate. Mulți de când înainte. Părinții mei au înființat acest ansamblu. Mulțumim mult! Și bineînțeles că el n-a fost în această formă de la începuturi, au fost unii din părinților și așa mai departe. Generații peste generații. Exact. Am înțeles. Inclusiv eu. Inclusiv eu. Care este cel mai mic membru al trupei? Cel mai mic membru al trupei este Monix, care este și fata mea, una din fetele mele, care activează în ansamblu. Deci tu ești cel mai mic membru? Profesoara de sport. Tu ești cu profesoara de sport a noastră, da. Și cea care a avut ursulețul, nu? Tu erai cu ursulețul în primul dans? Cea care era cu ursulețul solista este Ilinca, cea mare. Ilinca? Deci e cea Am mare. Două fete, da. Două fete, să vă trăiască. Și Elena are 3 băieți. Unul din ei este chiar aici. Stai cu minte acolo. Stai cu minte. Da. Acum să vă întreb așa, eu am văzut că ei dansează foarte, foarte bine, extraordinar de bine. Cum îi selectați? Sunt copii care sunt respinși, sunt adică mai netalentați în acest domeniu, nu știu. Cum îi selectați? Cum? Păi să vă spunem așa de la început, la Palatul Național al Copiilor din București se înscriu în luna septembrie sute de copii la diferite activități. Muzică, dans, pictură, știu sport, cum este. Și așa mai am fost departe. La Palatul Copiilor. La trupa AS se înscriu, să zicem, 500 de copii. Vă spun din de anul trecut ce s-a întâmplat. Deci, din statisticile de anul trecut, 500 de copii, din care au rămas 200. Au dat un examen și cei
ceilalți 300 nu au corespuns, din punctul nostru de vedere, al meu și al mamei mele, pentru că eu lucrez împreună cu mama mea, Aura Ghica, deci nu sunt singură în ansamblu. Ansamblul AS are 2 coreografi. I-am tot numit eu pe parcursul emisiunii. Și în ce constă acest test? Sau... Păi, în primul rând, să aibă aptitudini fizice, adică să aibă ritm, să spunem, să fie armonioși din punct de vedere fizic, să corespundă, vă dați seama, cerințelor noastre. Nici prea slab, nici prea gras, ați văzut trași cât de cât la linie. Da, da, nu puteam să aleg care mai înalt. Un mic casting se face, să zicem. Da. Am înțeles, deci așa trec ei de da, le prima melodie, probă. Le punem o melodie și îi lăsăm să danseze, să improvizeze ceva. Vedem exact dacă au aceste aptitudini fizice, dacă își doresc, dacă le place sau dacă vin doar că sunt obligați, că vrea mama sau vrea tata să danseze. Deci trebuie să le placă lor în primul rând. Și asta e un criteriu așa de bază. Așa este. Bănuiesc că sunt foarte multe ore de muncă, de antrenamente pentru un dans de 3 minute, care într-adevăr este wow. Cum puțin. Și la grupul vocal Melorit, sunt foarte, foarte multe ore de muncă. Cât muncim pe săptămână? Muncim foarte mult. Păi vă spun doar așa, apropo de ascultare, că ați spus că nu ați mai avut copii ascultători, nu e vorba de ascultare, e vorba de disciplină și performanța cere disciplină, Elena vă poate confirma. Amândouă facem performanță cu copiii, asta înseamnă multe ore petrecute în sala de dans, adică în loc de joacă, în fața blocului sau diferite modalități pe tablete sau pe laptop, ele preferă să stea în sala de dans, să petrecem de 4 ori pe săptămână împreună, câte 3-4-5 ore chiar. Deci... Adică e un fel de a doua familie. Da, exact. A doua familie. Câteodată suntem chiar prima. Foarte uniți. În festivaluri, turnee, când plecăm în străinătate, suntem prima familie. Ce ne spuneți despre tabăra în care vă aflați? Eu am tot spus de cine a fost organizată, unde vă aflați, ce se întâmplă cu această tabără, dar vreau să știu de ce ați primit tocmai voi această tabără. În primul rând, această tabără, de aceea se numește tabăra elevilor activi și meritoși, deoarece numai copiii care realizează performanță pot participa la această tabără. Se dau anumite spectacole în funcție de rezultatele obținute în timpul anului, sunt selectați și li se oferă ca și recompensă această tabără gratuită din partea Primăriei Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale. Domnul director Florin Diaconescu este în fruntea acestui proiect, imediat sub domnul primar general, domnul Sorin Oprescu. Împreună au inițiat acest proiect minunat și le mulțumim mult, pentru că fără ei nu reușeam să fim astăzi alături de voi. Și dacă tot, da, merită aplauze, și dacă tot a venit vorba mai devreme de rezultate deosebite, cu ce vă mândriți, cu ce se mândrește trupa AS? Păi vă pot spune unul care este mai important, că așa sunt numeroase, exact ca și în cazul colegei noastre de la Melorin, de Elena. Vă spun cel mai important și cel mai recent, cred că cel mai bine ar fi. Cel mai important este finala unui mare concurs de dans, care a avut loc acum câțiva ani în România. O cunoașteți cu toții. Așa. Și a fost singura trupă de copii aleasă de public și de juriu să participe în finala acestui renumit concurs de dans. Singura trupă de copii din 5.000 de trupe. Felicitări! Eu zic că e o performanță destul de interesantă. E o performanță, o adevărată performanță. În acea perioadă nu am mai plecat de la sală, vă spunem că... Non-stop! Non-stop, până la non-stop. 10, prima 11, familie, atunci chiar că era noaptea, prima 12 familie. Noaptea chiar, închideam palatul, deschideam, deci... Da. Iar cea mai recentă este trofeul de aur la Delfinul de Aur, un festival cunoscut de la Nevodari, unde am obținut marele premiu la coreografie. Eu să fiu în jurul, nu v-aș mai primi la concursuri, aș spune din start, nu, că ne luați toate premiile și nu vă mai băgăm în concurs. Glumesc, bineînțeles că nu aș putea să fac acest lucru. Ținutele, atât ai celor ne de la Melorit, ne cerem scuze pentru că noi suntem în vacanță. Nu,
sunt de repetiții, ținutele. Asta e ținuta de noastră de repetiție. Da, pe să care o luăm mereu, peste tot. O luați mereu, să fie în caz de avem vreo filmare, vreo peștișorul de aur, exact, în caz de noi, de musafiri nepoftiți, să avem totuși un costum care să meargă așa, corect, să fie universal. Ei, să știți că au costume foarte, foarte, foarte frumoase. Cine se ocupă de aceste costume? Eu împreună cu mama le realizăm și Dănuța este mămica noastră care a avut copilul la noi de mulți, de 10-12 ani, a rămas în trup alături de noi, ea ne confecționează toate costumele, noi îi spunem ce să facă, ea execută. Orice? Orice. Orice, am înțeles. Da, poate o să veniți odată și cu costumele ca să, absolut, vadă și telespectatorii. Cred că o să deschidem, cred că la un moment dat o să deschidem atelierul AS cu costume, deoarece avem foarte multe. Și cred că o să fie mulți doritori să le cumpere. Bănuiesc. Cu siguranță. Vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim din suflet. Eu vă mai aștept la emisiunea Peștișorul de Aur, desigur, chiar dacă nu o să ne întâlnim la mare și o să ne întâlnim la Buzău, o să fie foarte frumos o și acolo. Venim. Și mulțumim acum, mult, dacă tot sunteți dumneavoastră alături de mine, invităm din nou în scenă trupa de dans AS cu Adevăr sau Provocare. Aplauze pentru trupa de dans AS
pregătiți de Mona Teodorescu și Aura Ghica. Ei sunt membri ai Palatului Național al Copiilor din București, iar acum îi invit alături de mine pe cei din grupul vocal Melorit, care ne vor cânta Țara Muzicii, că tot ne cântă ei așa foarte, foarte, foarte frumos. Aveți o coreografie aici, aoleo, să mă retrag, să mă retrag și vă las alături de Melorit. Aplauze pentru grupul vocal Melorit, pregătiți de doamna Elena Nicolai, iar acum le invităm la dans pe fetele de la AS, da? Cu dansul Golden Boy! Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Oh, mama, someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. Take me out, I'm not in the mood for a broken heart. Gonna dance tonight, forget her. No, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello, my ladies? Pull me, baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Love, 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 love.
trupa de dans. Așa, aplauze încă o dată. Da, pe mine m-ați lăsat așa în emisiunea aceasta fără niciun cuvânt, deși vorbeam eu foarte mult în emisiunile mele. De data aceasta nu prea îmi găsesc cuvintele, pentru că rămân așa gură cască la fiecare moment al celor din grupul de grupul Melorit și a celor din trupa de dans AS. Da? Rămân așa, mă pierd total și nu mai știu ce să mai zic. Vă invit alături de mine pe cei din grupul vocal Melorit, pentru că acum am înțeles că ne-ați pregătit o piesă cu toții, da, așa de final, pentru că toți suntem noi mulți aici și voi văd că ați strâns foarte mulți spectatori, da, la emisiunea noastră avem telespectatori, că ei se uită lejer din fața micilor ecrane, dar de data aceasta avem foarte mulți telespectatori care au venit aici alături de noi pentru că i-ați atras cu muzică, cu dansuri. Sunteți foarte, foarte, foarte talentați. Și acum să-i ascultăm pe cei din grupul vocal Melorit, pregătiți de doamna Elena Nicolai. Pentru Melorit, eu v-am pregătit acum o surpriză. Mergem pe scăunele, pe șezlonguri, pe unde ne găsim câte un loc. Și am pregătit aici o mică tombolă, da? Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și nu mai avem timp să ne jucăm, să vedem noi care sunt câștigătorii, da? Am aici numele celor de la AS și celor de la Melorit. Să știți că le-am rugat pe doamnele voastre profesoare să-mi treacă aici toate numele. Garantat sunteți toți trecuți aici. Și o să... Unde este ajutorul meu de astăzi? Ajutorul meu de astăzi, acolo ești, Andreea. Andreea, vino aici alături de mine, pentru că tu trebuie să mă ajuți, da? Uite aici, tu ții ochii închiși, da? Și
extragi bilețele, da? Și eu ofer premii. Ce ziceți? E ok așa, nu? În funcție de noroc, asta este. Acum vedem, eu o să încerc să dau premiile cât mai ok, adică în funcție de vârstă, dar să vedem dacă ne descurcăm, dacă nu le mai schimbați voi între voi, vă jucați cu toate, nu contează. Andreea, uite, aici am basca de pirat, căciula, cum, șăpcuța de pirat și extragi primul bilețel. Ia să vedem noi care este primul câștigător. Toți ochii închiși, da? Să nu auzim după aceea, că cine știe ce am trișat pe aici pe... Ia să vedem, primul nume, Lisa. Cine este Lisa? Lisa, să vină Lisa alături de mine. Lisa, uite, eu las bilețelul aici și o să-ți ofer un o husă de telefon. O husă de telefon este, da? Îți mulțumim. Acum să vedem noi ce premiu mai oferim. Hai, Andreea, ține ochii închiși. Ingrid! Cine este Ingrid? Ingrid! Ia uitați-o pe Ingrid! Lui Ingrid o să-i ofer un set cu găletușă, cu fel și fel de accesorii pentru plajă. Andreea? Uite aici este. Mai amestecă-le așa, creștem suspansul, păi nu? Și? Vasile! Cine este Vasile? Ia uitați cine este. Așa, uite, o să-ți ofer o stropitoare. O stropitoare, poți să uzi florile. Poți să uzi florile cu stropitoarea aceea. Pe balcon la mama, da? Ținem ochii închiși, strâns. Să nu te uiți aici. Oricum, sunt împachetate. Și Monix, cine este Monix? Monix, te-ai scos, ai două premii pe ziua de astăzi. Uite, o să-ți ofer un accesoriu pentru piscină, ceva, nu știu, o să umfli tu și vezi cum te poți juca în piscină, da? Andreea? Amestecă-le așa, bine. Și următorul câștigător este Vali! Cine este Vali? Vali, ia uitați-o pe Vali, Vali e mai mare, o să-i oferim și ei o husă de telefon pentru Vali. Ține ochii, da, închiși, că tu vă, că tu ești de la Melorin și câștigați. Păi, da, vezi tu după de la colegii tăi. Marusia? Cine este Marusia? Marusia, uite, ți o să-ți ofer o stropitoare, da? Să udăm florile acasă și să o ajuți pe mami. Andreea? Așa, le amestecăm. Și am extras un bilețel. Denisa! Cine este Denisa? Denisa! Aplauze pentru Denisa. Denisa, uite-ți, eu o să-ți ofer o mingiuță de plajă să te distrezi cu prietenii tăi, da? Așa. Un singur bilețel. Așa, un singur bilețel și avem aici Ilinca. Cine este Ilinca? Ilinca, ia uitați-o pe Ilinca. Ilinca, ție o să-ți ofer un colac. Sau știi să nuți? Știi să... Sunt două, Ilinca? Ia, stați puțin, că mă uit eu pe bilețel acum. Era Ilinca așa, cu scris pe spate. Sunt ei, ia auziți, gata, melorit sunt. Ai, știi să nuți? Da, a, știi să nuți, atunci nu-ți dau un colac. Uite, ție o să-ți ofer... Ce să-ți ofer? O mingiuță așa? Astea sunt premiile, ce să zic? Un colac sau o mingiuță? Ala, o să-l dăm la final, o să fie așa premiul surpriză. Un colac atunci, un colac, gata, uite, un colac. Haide, Andreea, să vedem noi cine ce mai câștigă. Veri, cine este Veri?
Veri. Ia uitați-o pe Veri. Veri este aici alături de noi. Lui Veri o să-i ofer o șapcuță. Andreea. Betty. Cine este Betty? Betty, uitați-o aici pe Betty. Betty va primi o mingiuță sau un colac. Știi să nuați? Nu știi să nuați, atunci îți ofer un colac. Dacă nu știi să nuați, uite, ai primit un colac. O să vedem cine mai câștigă un premiu acum. Câștigă un premiu și Bogdan. Unde ești, Bogdan? Aici ești. Bogdan, uite, ție o să-ți ofer un pistol cu apă. Un pistol cu apă. Să le stropești pe toate fetele, da? Didi, cine este Didi? Didi, ia uitați-o voi pe Didi. Didi, tu știi să nuați? Nu știi să nuați. Atunci o să primești și tu un colac, uite, cu rac, în formă de rac. Un colac rac. Închidem ochii, da? Strângi. Las două bilețele, a rămas unul singur. Sore! Sore! Ia uitați-o pe Sore. Sore, tu știi să nuați? Știi să nuați. Atunci o să-ți ofer o mingiuță. Uite, cu... ce este aceea? O caracatiță. Da, este o caracatiță roz și Andreea mai extrage un bilețel. Și să vedem pe cine avem aici. Gurău ești tu, ești, haide, că nu ar-ți fi. Tu știi să nuați? Nu știi să nuați, atunci tu o să primești o vestă de salvare. Așa, o vestă de not, de salvare, de cum vrei tu să o numești. Uite, stai așa, stai puțin, că a căzut un bilețel, da? Să-l introducem și pe acesta, să nu pierdem... Gata. Și o avem pe... Este Clauț. Cine este? Tu ești, da? Tu ești, uite, știi să nuați? Știi să nuați, atunci o să-ți ofer o mingiuță. O mingiuță. A mai căzut un bilețel, da? Care? Două bilețele, păi atenționați-mă. A, erau de pe masă. Păi cum, dacă sunt câștigătoare, nu. Gata. Nu putem să câștigăm de două ori, o singură dată. Dar voi sunteți obișnuiți cu multe premii. Ce zic eu aici o singură dată? Silvia! Cine este Silvia? Silvia! Silvia, pentru că tu ești mai mare, o să-ți ofer o șapcă. Să te ferească de soare în zilele toride. Dea? Cine este Dea? Dea, uitați-o și pe Dea. Dea este aici alături de noi și o să-i ofer o mingiuță. O mingiuță pentru Dea. Și avem aici Florea. Cine este Florea? Florea! O să-ți ofer o șapcă, da? Aici este Luiza. Cine este Luiza? Vine Luiza alături de mine. Știi să nuați? Nu știi să nuați, atunci o să-ți ofer un colac, uite, un colac cu broscuță sau nu știu, peștișor este. Nu este peștișorul nostru, că ne-am fi dorit să fie peștișorul nostru. Și aici este Cristi! Cine este Cristi? Cristi, ia uitați-l pe Cristi! Cristi, ție o să-ți ofer o șapcă, așa sau o șapcă de pirat?
o șapte de pirat, da? Pentru Cristi. Acum vine alături de mine Cătălin. Cine este Cătălin? Tu ești Cătălin, da? Tu ești Cătălin, ție Cătălin o să-ți ofer o șapcă. Uite, o șapcă aici pentru Cătălin. Iustina! Iustina, unde ești Iustina? Aici ești Iustina. Iustina, uite, ție o să-ți ofer o mingiuță sau o șapcă? O mingiuță, uite, o mingiuță. Aici este cutiuța fermecată, șapcuța fermecată. I'm a golden boy, come here to enjoy. Și vine alături de mine Cristina. Cristina, ție o să-ți ofer o șapcă. Aici este Alex K. Cine este Alex K? Alex K este chiar aici alături de mine și o să-i ofer o șapcă, da? Iar acum o să avem o extragere finală, da? Pentru o pușculiță. Avem o pușculiță acolo și o să vedem noi cine o să fie câștigătorul, da? Deci o să fie ultimul câștigător, da? Închidem ochii și acum le amestecăm mai bine, mai bine, Andreea. Le amestecăm mai mult că... Le amestecăm, Nu ne uităm la ele, ia uite, așa, așa, nu ne uităm la ele. Ținem ochii strâns, strâns, strâns. Și câștigătoare este Adriana! Adriana este câștigătoarea unei pușculițe. Uite, Adriana, pe aici bași tu bănuții, da? Și dacă ai nevoie, nu trebuie să o spargi, că are aici un cerculeț și scoți bănuții de acolo, da? Așa! Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de mine. Le mulțumesc în primul rând doamnelor de la trupa de dans AS, Mona Teodorescu și Aura Ghica, și doamnei de la Melorit, Elena Nicolai. Și pe final, așa, ca să închidem cât mai frumos și cât mai fastuos, da, că tot avem o emisiune foarte, foarte frumoasă, o să le invit pe fetele din trupa de dans AS să ne danseze un ultim dans. Este vorba de dansul Să facem lată. M-ai chemat, Ciupanezule? În noaptea. A zis... Am dat spun că astă seară e mare chef, mare petrecere. Se adună gașca de nebun. Pe toate sticlele dăm la maxim difuzoarele. Toată lumea cântă în corpul noi la show. S-o facem lată încă o dată, să bem cu toții până-n zori. S-o facem lată încă o dată, să cerci de toate. Până mor, pierdut-o,
Aplauze pentru trupa de dans azi, cei care au închis așa momentul programelor artistice din cadrul emisiunii de astăzi. Eu o să le invit pe doamnele Mona și pe doamna Elena alături de mine, pentru că am și pentru cele două câte o surpriză. Am un tricou, da, pentru că tot am avut noi tombol aici, am să le ofer și dumnealor câte un tricou, da, pentru că este vară și este frumos. O să vă invit și pe voi, dragi copii, alături de noi, pentru că acum trebuie să ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri. Astăzi i-am avut alături de noi pe copiii de la Palatul Național al Copiilor din București, cei de la trupa de dans AS, pregătiți de doamnele... Pregătiți de doamnele Mona Teodorescu și doamna Aura Ghica și pe cei din grupul vocal Melorit, pregătiți de către doamna Elena Nicolae. Ei se află într-o tabără. Și acum le spunem un la revedere frumos și telespectatorilor noștri, da? Eu vă invit, dragi telespectatori, să ne urmăriți și sâmbăta viitoare la o nouă emisiune Peștișorul de Aur, începând cu orele 10 până la orele 12. Eu sunt Carina Bechir și vă doresc un weekend cât mai plăcut. La revedere! Never been.